Mai mulți traficanți de droguri din Timiș și din București au fost săltați din pat de mascați. Polițiștii de la combaterea crimei organizate și antidrog împreună cu procurorii de ICOT Timișoara au descins la 9 adrese din Timiș și din capitală. Anchetatorii au avut sub lupă de o perioadă bună o rețea care funcționează cu circuit închis și care aproviziona cu heroină consumatori din Lugoj și din București. Din cercetări a reieșit că începând cu anul 2022 și până în prezent, 5 persoane acționând în cadrul unei structuri infracționale organizată pe niveluri ierarhice ar fi procurat, deținut și comercializat în mod repetat heroină, drog de mare risc, către consumatori din municipiile Lugoj și București, pe parcursul investigațiilor fiind documentate 15 asemenea tranzacții, transmit reprezentanții IPJ Timiș. 5 persoane vor fi duse la audieri la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, Serviciul Teritorial Timișoara.